Încă din primele zile ale noului an au continuat lucrările la sensul giratorului de la Dedeman, amplasamentul fiind pregătit pentru a fi predat constructorului, care va demara lucrările în primăvara acestui an. Am terminat supraversările la sensul de girație, poarta nord, acolo unde am avut de făcut o serie de lucrări ce țineau de partea primăriei municipiului Roman. Le-am finalizat și în momentul de față, practic, constructorul are toate pârghiile necesare pentru demararea construcției. În momentul de față așteptăm să vină primăvara, astfel încât să avem vreme propice pentru a da ordinul de începere a lucrărilor la acest obiectiv. Nu se va pune problema opririi circulației, devierii circulației, toate lucrările se vor face acolo pe loc, iar traficul va funcționa în condiții normale, sigur, doar cu acest disconfort creat de efectuarea acestor lucrări. Însă, odată cu finalizarea acestor lucrări, sunt convins că traficul în zonă va fi, pe de o parte, mai fluid, dar cel mai important pentru toți romașcanii va fi mult mai sigur. Sensul giratorului de la Dedeman este o lucrare așteptată de foarte multă vreme de conducători auto care circulă pe E85, acesta fiind unul din locurile în care se produc anual zeci de accidente grave, multe dintre ele mortale. Lucrarea scoasă la licitație are o valoare de 400.000 de euro și va fi executată de firma romașcană Occidental Construct.